Ce este criza de vindecare? E o întrebare foarte bună. Fiecare pacient care vine în clinica noastră este instruit apropo de ceea ce noi numim criza de vindecare. În momentul în care facem un tratament de acupunctură, ce se întâmplă este că încurajăm organismul să facă ceva, să înceapă, să demareze un proces de vindecare. E bine, nu diferă de o criză de vindecare în cadrul unui detox. Dacă faci o cură de detoxifiere, indiferent cu ce, că sunt clisme, că sunt ceaiuri, că sunt sucuri de fructe, indiferent cu ce faci detoxifierea, detoxifierea te va face ca într-o primă fază să te simți mai rău și după aia să te simți mai bine. Sau, de exemplu, sunt oamenii care merg la băile, eu știu, astea, banilor dimaterice, băile Felix și mai departe, care fac tratamente cu ape termale sau cu nămol. Și acelea dau o răscolire inițială. Doar că, în anumite cazuri, acele răscoliri pot fi de o săptămână, două, trei. În cadrul acupuncturii, de obicei, răscolirea poate să fie de o zi, două, trei. Asta înseamnă că în primele două, trei zile după tratament este posibil ca pacientul să resimtă o oarecare înrăutățire temporară a simptomelor tratate prin acel tratament. Dacă s-a lucrat pe partea fizică, vor fi probabil simptome fizice. Dacă s-a lucrat pe partea emoțională, vor fi probleme simptome emoționale. Dar după criza de vindecare, care trece de la sine, nu e nevoie ca pacientul să facă ceva, după ce a trecut această criză de vindecare, apar beneficiile pentru care, de fapt, facem întregul tratament.